Slăvit să fie Domnul pentru lucrarea aceasta foarte importantă. Vreau să spun, când am citit și m-am pregătit pentru lucrarea aceasta, m-a prins un duc de lene și de nepăsare și o zi întreagă m-am luptat cu el. Domne, dar ce-i cu problema asta? Spun asta ca să știți dumneavoastră că probabil că la cântăreți le mai ușor, dar la slujitori nu deloc ușor. Ei nu uită notele muzicale și cântările, dar cred că la slujitori le mult mai greu. Și aceasta pentru că diavolul nu vrea să bate pentru fiecare centimetru pătrat din viața noastră, să nu ne ridicăm, să nu ne apropiem de Domnul, să nu trăim o viață mai curată, mai sfântă și cu atât mai mult să nu spui la alții. Că dacă nu era vorba să predic, nu cred că avem lupta asta. Am zis, Doamne, ce-i problema aici de există așa bătălie spirituală? Comoditate, lene, e bine așa, parcă îmi spune cineva. Cu ajutorul Domnului vreau să nu fac introducere lungă, vreau să vorbesc despre importanța Duhului Sfânt în viața noastră și a prezenței Lui, importanța botezului cu Duhul Sfânt și a prezenței Lui. Trăim într-o lume în care mulți interpretează cum vor ei și ține treaba asta până când nu vin probleme și necazuri și greutăți. Dar când vin necazuri, greutăți și probleme, atunci fiecare știe să plătească prețul, să apropie de Domnul. Să zică, unde-i Domnul? M-am gândit la făgăduința făcută de ucenici, de Domnul ucenicilor. Pentru că e foarte important să înțelegi, să încerc eu să înțeleg ce au înțeles ei când Domnul le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, să așteptați acolo făgăduința Tatălui. Probabil în mintea lor s-au învârtit câteva lucruri. Așa cum amintea fratele Costel la timpul de rugăciune, a zis că va fi un alt mângâitor, a zis Domnul, Evanghelia de Luca prin capitolul 24, să nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi o putere, dar ce au înțeles ei din toate acestea, cu ce au rămas în cap, nu știu. Dar vreau să vă spun și să venim la noi, pentru că e un prim lucru pe care aș vrea să-l avem în atenție. Îi valoros Duhul Sfânt în viața credinciosului sau nu-i valoros? Că dacă nu-i valoros, n-are rost să luptăm, n-are rost să postim, n-are rost să disciplinăm viața noastră, dacă puțină valoare are Duhul Sfânt în viața noastră. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia, recitesc ce citea fratele Costel, Matei capitolul 14, de la versul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu trebuie să-mi spună nimeni ce am eu în inimă, că eu știu. Nu trebuie să vă spun eu dumneavoastră ce aveți în inimă, că dumneavoastră știți. Dar cel care cunoaște și ce e în inima mea și ce e în inima ta, îi Duhul lui Dumnezeu. Unde vreau să ajung? Adică, acum, haideți să ne facem o cercetare, să vedem ce avem în inimă. Zice omul lui Dumnezeu, apostolul Iacob, dacă aveți în inima voastră lucruri rele, amintește acolo o grămadă de lucruri ele. Înțelepciunea asta nu vine de sus, dar unde pismă, duc de ceartă, de clevetire, de ură, de mânie, acolo nu-i Duhul Domnului. Probabil cineva vine la adunare cu o astfel de inimă încărcată, cu tot felul de treburi, tot felul de lucruri. Oricare din noi, oricând, putem fi purtători la astfel de treburi. A avut o problemă, o situație, dar asta nu-i linia de viață. Mă întorc aici la cuvântul Domnului. Domnul a spus, Duhul Sfânt va fi cu voi și va fi în voi. Ce îi în noi de merită apreciat? Ce îi din Duhul Sfânt, din făgăduința Tatălui în viața celor care trebuie să țină la Duhul Sfânt? Și când scade nivelul Duhului Sfânt, sistemul lor, știu eu, spiritual, intră în alertă. Adică zice cuvântul aici că va fi cu voi și în noi. Apoi, toată, mă refer la roada Duhului Sfânt, spre exemplu, toată dragostea, toată bucuria, toată pacea, toată credincioșia, toată bunătatea, toată înfrânarea poftelor, astea fac parte
Și asta îi, de fapt, roada Duhului Sfânt. Că dacă n-ar fi rodă în noi, am fi niște creștini uscați, veșteziți. Dar Duhul Sfânt, prezența Lui în viața noastră, ne umple de bucurie, ne umple de pace, ne umple de dragoste. Mă uit peste dumneavoastră și dumneavoastră, vă uitați la mine, oare câți dintre noi avem bucuria asta? Pentru că dacă tot ne opintim să ne pocăim, ar trebui roada să lucre, bucuria să intre pe rol, dragostea să intre pe rol, pe rol credincioșia, să intre pe rol înfrânarea poftelor, să intre pe rol. Dacă există ceva de care trebuie să fugim în lume, ne-a spus Apostolul Pavel, să fugim de stricăciunea care e în lume prin pofte. Cred că e cel mai greu drum de parcurs, măcar că nu-i lung, dar e greu. E greu pentru că trebuie să fug eu de mine însumi. E greu pentru că trebuie să fugi tu de tine însuți. Și toată roada Duhului Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt nu pot locui în inimile noastre unde există și celelalte treburi și celelalte lucruri. Dacă trebuie să facem disciplină, cred eu că în dimineața aceasta, de la început de perioada de post și rugăciune, ar trebui să rugăm pe Domnul: Doamne, ajută-mă, indiferent de vârsta pe care o am, ajută-mă să știu de ce trebuie să fug. Ajută-mă, Doamne, să mă descotorosesc de pofte, de lucruri. Că, ascultă-mă bine, nu face nicio schimbare o zi când îți vine rândul să postești, că așa e rânduiala bisericii, dacă în celelalte 6 zile tu ești acoperit de tot felul de treburi, de tot felul de lucruri, de la gânduri, la atitudini, la vorbe, la fapte, la relații, la plăceri. Tu te zbați, așa cum există vorba la români, ca peștele pe uscat. De aceea e foarte important să vedem importanța Duhului Sfânt. Când ai necazuri, când ai greutăți, când ai probleme, zice Scriptura că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite, El care știe care e năzuința Duhului. Noi nu suntem 7 din 7 zile la adunare, dar vreau să vă spun, 7 din 7 zile avem greutăți, necazuri și probleme. Cine te mângâie pe tine la miezul nopții? Cine ține de mintea ta când medicii spun e o problemă? Numai Domnul. De aceea aș vrea să considerăm ca foarte importantă prezența Domnului prin bucurie, prin pace, prin dragoste, prin credincioșie, prin bunătate, prin înfrânarea poftelor, cum a zis aici, asta trebuie putere. Considerăm noi oare această făgăduință, acest mângăitor al Domnului valoros în inimile noastre prin această roadă a Duhului Sfânt pe care Duhul vrea să o lucreze? Tu trebuie să spui, să pui corabia vieții tale la dispoziția Domnului. Domnul vrea să te facă din dungaș drept. Domnul vrea să te facă din rău bun. Domnul vrea să te facă dintr-un om cu apelative grosolane într-un om care să ai cuvinte de pace, de bucurie, de speranță, să le poți împărți și la alții. O, roada Duhului Sfânt și prezența Lui în viețile noastre nu se dovedește din la microfonul acesta, indiferent cât aș striga eu sau alții, nici la microfoanele acelea. Prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre se vede când plecăm de aici, la ale noastre, la problemele noastre, relațiile noastre în familie, cu rudenile, cu frații, cu surorile. Auzi, pe cine nu poți tu ierta dintre frați astăzi? Dacă ai pe cineva pe care nu-l poți ierta, ai trecut cu eticheta din 2018 în 2019. Sunt probleme de felul acesta. Unde e ură, mânie, dușmănie, acolo nu-i Duhul Sfânt. Și putem trăi cu impresia bună despre noi ca și Laodicea. Laodicea zicea despre ea: sunt bine, bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Vine tomograful Duhului Sfânt și face analiza. Și când Domnul face analiza, îi spune bisericii de Laodicea: păi, Laodicea, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Dacă vă zice cineva astăzi: o, eu mustez de Duhul Sfânt. Foarte bine, să fie o sincronizare între părerea ta și părerea Domnului, dar dacă nu-i sincronizare, dacă e una realitatea pe care o percepi tu și alta realitatea pe care o constată Domnul, atunci e o problemă.
Atunci trebuie să ne pocăim cu toții. Și Domnul să ne binecuvinteze. Așa, mie îmi place când mi se duce bucuria din inimă, când mi se duce pacea din inimă, când se duce credincioșia, Doamne, zgolă, slab. Parcă ți-e și rușine ca slujitor, ca păstor, să-i spui cumva, așa de slab, rog-te pentru mine. Dar nu uitați, și noi ca păstori, ca slujitori, suntem numai oameni. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în rugăciune. Deci, dacă același Duh e în noi, dacă același Duh ne călăuzește, dacă același Duh produce unitatea, atunci mădularele din trup trebuie să funcționeze foarte bine. Când unul e căzut, când unul e amărât, când unul e bolnav, tu să simți pentru el. Dacă nu simți pentru el, nu faci parte din trup. Și când vine Iisus, vreau să vă spun și am mai spus, mădularele pleacă, membrii rămân. Asta e marea problemă. Al doilea lucru foarte important. Și mă rog ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, că e nevoie. E nevoie de echiparea pentru slujbă. Și dacă frații cântă o cântare, ei trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. Să nu credeți că voi nu aveți nevoie de Duhul Sfânt. Dea Domnul. Și în timpul acestei perioade și după aceea, la cântarea voastră, biserica să ridice. La cântarea voastră, Duhul Sfânt să lucre. La cântarea voastră, să vindece bolnavi. Nu că voi sunteți cineva sau noi suntem cineva. Domnul se suie, zice salmistul, în mijlocul laudelor lui Israel. Doamne, dar dacă tot te sui în mijlocul laudelor lui Israel, ce vrei să lucrezi? Îi treaba lui ce vrea să lucreze. Dar noi trebuie să ne punem viața la dispoziția Domnului. E nevoie de putere în lucrare, pentru că puterea Domnului în lucrare convinge pe păcătoși. Am amintit sau scrie cuvântul Domnului, Apostolul Petru, la predica lui din Fapte, capitolul 2. A ținut predica aceea, că după rusalele lor, n-a durat ani de zile și apoi să predice Petru. După rusale, câteva zeci de minute, probabil, au trebuit să predice. Dar cine i-a convins pe cei 3.000 de oameni atunci? Teologia lui Petru, principiile lui, Duhul Sfânt i-a convins. Și Duhul Sfânt convinge și astăzi. Și Petru a predicat o predică, am putea zice noi, nu atât de teologică, nu știu, mai degrabă eu și eu osândit puțin. Totuși Duhul Sfânt ne-a tăiat inima împrejur. Același Duh Sfânt operează și astăzi. Datoria noastră, ca și cântăreți, ca și slujitori, este să trăim o viață curată, o viață sfântă. Predica mea, în ghilimele spus, de-aia Domnului, va convinge pe păcătoși. Cântarea voastră va convinge pe păcătoși. Și ori zice unii din lume, domnule, nu știu cum a cântat corul ăla, dar și-o cântat de frumos, pentru că eu știu. Mie mi-a plăcut lumea și dansurile și am de zile am fost la dansuri. Dar ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut muzica. Dar când am venit aici în biserică, muzica m-a prins. Adică muzica, cântarea m-a prins, mesajul cântărilor m-a prins. M-a prins melodia tatăl nostru, că nu am auzit-o de nu știu câți ani de zile. Coriștii cântau Tatăl nostru. Și am zis, domnule, cum se poate așa să cânte Tatăl nostru? Dar cântarea aia a fost cârligul care pe mine m-a prins. Domnul își rezervă dreptul, dacă e prezent Duhul Sfânt peste predicator, peste cântăreți, Domnul își rezervă dreptul să pună cârligul pe cine vrea, ce cârlig vrea Domnul. Nu mă interesează pe mine ce cârlig pune Domnul pe nu știu cine. Mă interesează eu și tu să fim la dispoziția Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. E nevoie de puterea asta. În lucrări pe care Domnul vrea să le facă. Și a spus Domnul în Evanghelia de Ioan, capitolul 14, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari, pentru că eu mă duc la Tatăl. Nu realizați că un pic suntem deficitari aici. Adică nu știu, ori Domnul s-a dus prea departe de noi, ori noi ne-am cam depărtat de Domnul, că lipsesc, se înmulțesc pe scrin,
se înmulțesc biletele aici. Mai puține sunt dovezile, așa ca la scăldătoarea de la Bethesda, din când în când. Știți? Numai Duhul Sfânt poate însoți pe toți slujitorii Domnului, ca Domnul prin ei care se pun la dispoziția lui Dumnezeu să facă lucrări, semne și minuni. Nu că dorim noi să facem publicitate la lucrarea Domnului de aici, dar dorim ca mădularele trupului Domnului Iisus, frați, surori, bolnavi, adesea de cancer, diabet și nu mai zic câte boli, adesea probleme de tot felul, pot fi în poporul Domnului. Dorim, chemând numele Domnului, Domnul să-și facă numele de slavă, să rezolve problemele și nu numele nostru să iasă în evidență, numele Lui. El merită întotdeauna toată lauda, slava, cinstea și gloria. Dar e nevoie de putere, cere putere de la Domnul. Și interesant, când a spus Domnul cuvintele pe care le-am amintit, cine crede în mine, nu a pus un nume acolo, Petre dacă crezi în mine, Ioane dacă crezi în mine, la apostoli. N-a pus un nume, nu? A dat libertate oricui, adică oricui, indiferent, tânăr sau tânără, bărbat sau femeie, tu luptă-te să trăiești o viață curată, o viață sfântă, Duhul Sfânt să vină în viața ta, să fii unul dintre oamenii neprihăniți care se îndrăznește înaintea Domnului. Cel neprihănit, zice Solomon în Cartea Proverbelor, îndrăznește ca un leu tânăr, cel neprihănit. Luptă-te să fii neprihănit. Vei avea problemele tale. Poate nu vei fi chemat de Domnul în rezolvarea problemelor altora, dar în dreptul problemelor tale, gândește-te că Domnul te cheamă să ai credință. Domnul să ne binecuvinteze. Tot la capitolul putere, este încă un secret extraordinar. Adică Domnul ne cere să fim atenți, să cerem putere asupra puterilor întunericului. De ce credeți că nu i-a lăsat pe ucenici să se ducă? Ucenicii n-au avut de predicat la adunări pline de credincioși. Ucenicii au ieșit în terenul lumii, confruntați cu vrăjitorii, cu demoni, care mai de care. Și Domnul le-a spus în Evanghelia de la Luca, prin capitolul 10, unul din versul, iată că v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Nu neapărat niște forțe demonice, știu eu, din lumea asta în care trăim. Dar te poate birui un drag de ăsta de-o palmă, o mânie, o ură, o neiertare, ceva. Și tu te lamentezi că lasă că timpul rezolvă problema. Nu rezolvă timpul problema. Dacă nu poți scăpa de ură, de mânie, de dușmănie, că și ăștia pui de dragi, atunci cere-L pe Domnul, Doamne, dă-mi putere să pot ierta, să pot iubi. Avem nevoie să putem să ne iertăm unii pe alții. Avem nevoie de putere să ne putem iubi unii pe alții. Avem putere. Domnul să ne binecuvinteze. E nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt cât privește lucrarea la care Domnul ne-a chemat. Și un gând îl amintesc întreagăt. E nevoie de putere în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos. Asta mă doare cel mai mult. Când Domnul a spus pilda celor 10 fecioare, ca moral a spus, vegheați că nu știți în ce zi va veni Fiul omului. La alt rob i-a spus, ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Oare dacă Domnul vine astăzi, cum te găsește? Știi cum te găsește? Cum ești? Dacă Domnul vine la noapte, era o cântare frumoasă, cânta corul mai de mult, dacă Domnul vine la noapte sau poate la noapte tu să mori. Cum te găsește? Oare n-avem nevoie, repet ideea aceasta, să ne pocăim, să ne descotorosim de orice lucru rău și să rugăm pe Domnul, Doamne, suntem în prag de revenire a Domnului Iisus Hristos, Doamne, umple-mă de putere, Doamne, ajută-mă să mă pot birui pe mine, să pot birui pe diavolul, să pot birui lumea, să pot birui euul, să pot birui păcatul din viața mea, zice Solomon în Cartea Proverbelor, omul rău se satură de căile lui și omul de bine se satură de cei în el. Adică nu că se satură în sensul că nu-i mai trebuie, îl împlinește, Duhul Sfânt împlinește. Duhul Sfânt te umple de speranță, de nădejde.
Și zice Apostolul Pavel, Domnul în ziua aceea va da cununa neprihănirii, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Duhul și mireasa zic, vino Doamne Iisuse! Și cine aude ce să zică? Vino Doamne Iisuse! Nu poți zice vino Doamne Iisuse dacă tu ai acățăturile tale în viața ta și nu ești plin. Zice Apostolul Pavel, nu vă îmbătați de vin, asta îi destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Domnul să ne binecuvinteze. Apropo de lucrarea care a fost, eu am auzit cel puțin vreo 4 lucrări de felul acesta care vizau aceeași țintă. Din 4 puncte diferite. Și-a zis Domnul, mulți se vor întreba și vor zice, se vor întrista mulți și vor zice, de ce oare Domnul a îngădit lucrul acesta? Nu știu. Dar știu că astăzi, dacă noi ne smerim, ne umilim și ne pocăim, Domnul schimbă placa, Domnul ne binecuvintează, Domnul ne umple cu Duhul Sfânt și perioada asta va fi o perioadă binecuvântată în care inimile noastre se vor umplea de putere, viața noastră va cunoaște o schimbare, starea bisericii va cunoaște o schimbare, problemele din popor se vor rezolva, că numai Domnul le poate rezolva. Domnul să ne ajute să ne umple pe toți de Duhul Lui. Amin.